Bun găsit la un nou episod al podcastului Călătorii în trecut. Ultimul din acest an în care vom vorbi despre un subiect de sezon. Pentru că, din păcate, pe lângă. Crăciun și Anul Nou. În decembrie, românii își amintesc și de Revoluția de la 1989. Vorbim în special despre moartea, de împușcarea soților Ceaușescu în ziua de Crăciun. Acesta va fi subiectul nostru, vom discuta despre biografia lui Nicolae Ceaușescu, de aceea am venit și îmbrăcat în roșu, nu doar în spiritul sărbătorilor, dar și pentru că discutăm de perioada comunistă a României, o perioadă de tristă amintire pentru majoritatea, dar iată că din păcate, aș spune, ultimul sondaj arată faptul că undeva la 40% din tineri sunt, să spunem, nostalgici deși nu au trăit acea perioadă după comunism. Ei, iată astăzi ne propunem să vedem ce a însemnat comunismul prin trecând prin viața lui Nicolae Ceaușescu, liderul cel mai cunoscut lider comunist al României. Pentru, aceast, pentru acest lucru l-am invitat astăzi pe Lucian Dobrovicescu. Lucian, bine ai venit. Bine Mulțumesc. <laughs> Mulțumesc. Lucian, tu ai fost documentaristul pentru uh, Voio, pentru uh, documentarul de pe Voio, documentarul Tovarășu. Care zilele acestea rulează pe platforma de streaming. Cel mai nou documentar despre viața lui Nicolae Ceaușescu. Ai fost documentarist atât pentru partea de video, acele imagini de arhivă pe care le vedem, cât și pentru partea de istorie, de, de text, să spunem așa, de voice-over. Ai studiat foarte mult, foarte mulți ani, vreo trei ani, trei ani jumătate. Trei pentru... ani și jumătate, da, da. Proiectul a fost incredibil de lung. Mă bucur foarte mult că am făcut parte din, din echipă, echipa a fost excelentă, sunt la Chainsaw, sunt numai profesioniști, este o companie uh, absolut grozavă pe documentar și uh, uh, în sfârșit am terminat filmul care nu se mai termina. Uh, am fost o pacoste uh -huh. pentru uh, Arhiva Națională de Film, pentru că aveam cereri uriașe uh, și uh, pentru televiziune am fost o parcă de scurt timp. Adică doar câteva luni din iulie anul ăsta am, am cerut arhivă. Dar am cerut masiv. Numai că acolo uzina este foarte mare. Adică televiziunea română este uriașă și a putut să, să ia o comandă consistentă de arhivă. Uh, nu vine să cred că l-am terminat. Te și... deci era ca un uh, job full time Da, 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 da. nu vine să cred uh, Dacă mă întreba Cineva acum uh, 35 de ani Nu, nu, hai să zicem, ok 30 de ani, da, să luăm Dacă mă întreba, ba nu, ba nu, ai dreptate Stai că au trecut mai mulți Da, uh, deci dacă mă întreba Cineva înainte de 89 uh, Sau dacă îmi spunea un îngeraș, vezi că Peste vreo 30 de ani o să trăiești din Ceaușescu, ba mai mult decât atât, o să-i studiezi uh, cuvântările cu atenție ca să găsești lucruri interesante. <gători> Dacă îmi spunea un lucrul lucru, asta, aș fi tras cu pușca după el. E, e, e super comic ce, în anumite momente, dar te rog. Da, vreau să mai spunem înainte de a începe și a intra da. direct în subiect, dacă tot am amintit de cel mai nou documentar video, să spunem că cred că este cea mai nouă apariție editorială, este vorba despre Ceaușescu și epoca sa, doamnei Lavinia Betea. O carte foarte bună, și care scoate la lumină cele mai noi lucruri pe care se, care se găsesc în arhivă, dar și în dialogurile cu foștii nomenclaturiști, dialoguri, dialoguri realizate după 1989. O carte, la fel ca și, la fel ca și documentarul pe care vă recomand. Lucian, să ne întoarcem la discuția noastră despre Ceaușescu și să intrăm. Dar înainte de a intra în subiectul, vreau să întreb dacă după acești trei ani, trei ani și jumătate în care ai studiat viața lui și atât cea profesională cât și cea personală, dacă ți s-a schimbat cumva perspectiva asupra lui? Deci cum îl priveai înainte și cum îl privești acum pe Nicolae Ceaușescu? Categoric, categoric. La început eu doar îmi domoleam ura să zic așa față de un personaj care mi-a chinuit viața și nu sunt singurul adică n-am suferit mai mult decât alții am suferit să zicem la în, într-o medie așa mi-a fost greu a trebuit să găsesc soluții n-am putut să dau la facultatea care voiam N-am putut să dau la regie de film. Uh, și pentru că, dacă nu intram pe vremea aia, făceam armata în loc de 9 luni, făceam un an și 4 luni. Mm. Și miza era uriașă, și atunci a trebuit să dau la o facultate la care să intru, care nu vroiam neapărat, electronic. Am intrat la electronică, am făcut, am mers până anul 3, așa și gata, a venit Revoluția și zic, opa, stai că pot să mm. mă duc la regie. Mă duc la regie și așa. Deci, uh... Dacă ar fi să depun mărturie la un proces fantastic împotriva lui Ceaușescu, da, sunt parte vătomat. Cine, cine a fost Ceaușescu ne propunem și noi să aflăm în acest podcast. Și vreau să... primul lucru pe care să zicem sare în ochi atunci când citește despre viața lui Ceaușescu este faptul că data nașterii, 26 ianuarie pe care o sărbătoreau în anii 89 și o știm și astăzi vedem și la mormântul lui câțiva nostalgii se duc în fiecare an nu este data reală a nașterii conform documentelor este 23 ianuarie 1918 o anul Marii Uniri, dar motivația pentru care schimbă data nașterii este aceea de a nu sta în umbra Unirii din 24 ianuarie 1859, cel puțin asta e motivația pe care am găsit-o eu eu citind despre Ceaușescu. Este, este corect? Um, aici am, am văzut și eu documentul acela. Deci, a, 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 în materie de a, lucruri primordiale, a, a, calea era deschisă, e, a, documentele erau. Pe masă, fotografiate, găsite de istorici, deci nu mai aveam eu ce să fac. E un cercetător venit în secolul XXI, adică nu e târziu venind pe urmele astea. Totul era cam bătătorit, și după, după aceea am dat de cartea doamnei BTA, care are o mare realizare și trebuie neapărat subliniat. Dânsa, dânsa este primul istoric care face dreptate tezei greșite că Nicolae Ceaușescu era un elev prost în cele patru clase primare pe care le-a le absolvit. Absolvit. Doar patru clase primare. Nu, era un elev bun dânsa descoperă, după o muncă foarte grea, foarte grea, să cauți în, într-o arhivă veche de 100 de ani, un singur, un singur om, un copil nesemnificativ pe vremea aceea, și a descoperit un lucru care este în film și e un, un punct tare. Faptul că avea niște note foarte bune la religie. Și le-au scăzut la un moment dat. Și acel sunt catalog traficate, care da. sunt zgâriate da. și scris cealaltceva peste notele mai bune. Da. Și e tulburător. E un lucru tulburător. Adică, vezi un fals. ca să vorbesc cu șiu ăsta care îl, îl spunea el. Uh, nu, dragii noștri, da. nu. Tipul era bun da. la religie. Iar dacă acum stăm puțin să ne uităm la discursurile lui, de multe ori are referiri la Biblie, la citate din Biblie, la pilde din Biblie. La un moment dat, John Florescu mi-a zis, teoriul frumos, strânge toate astea din Biblie, care sunt legăturile cu el și am mers puțin pe pista asta și zic, John, e foarte mare. Ok, am, am găsit câteva câteva pilde zic, ok, și ce facem? Cum mergem aici? Și să vedem, ok, și n-am mai intrat, n-am mai intrat în film, dar am mers pe lucrul ăsta și am descoperit că de multe ori uh, el făcea referiri. Da, pentru că uh, mama lui era o femeie bisericoasă, uh, care, și... ca, ca orice femeie dintr-un uh, sat românesc în acea perioadă, uh, era normal, el și-a și îngropat uh, părinții, ambii părinți cu slujbă religioasă, deci în anii. 70. Uh, uh, undeva, da, dacă își, îngroapă, ar... își îngroapă tatăl mai devreme, în 60, uh, 69, mi se pare, uh, și mama în 77. Exact. Da. Uh, Într-adevăr, sunt preoți în, în jur, uh, este riguros respectat ritualul ortodox de îngropare, nici nu putea să fie altceva pentru că nu e ca la Dej, nu e că l a mormântat pe Dej, l-au mormântat pe Petru Groza, el cu Dej și cu ceilalți. Am văzut că era ritualul de încropare propus de comuniști. Nu era rău, era fără preoți, era altceva. Dar uh, 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 și-a încropat părinții așa cum trebuia, cum, e, cum trăiseră părinții. Cum trăiseră, cum era Datina... O, asta mi s-a părut foarte interesant la un moment dat când îl critică pe, sare în timp, când îl critică pe Bodnăraș, unul dintre mentorii săi la un moment dat este, trebuie să-l critice la propunerea lui Dej, spune că și-a îngropat mama cu alai de preoți. Deci o chestie pe care, iată cum, nu e singurul lucru, dar cum se, cum se, întorcea acest dialog, acest discurs, care practic era un discurs dublu al comuniștilor, când îți convenea ceva era ok, când nu-ți mai convenea, nu mai era pentru tine, îl înfierai cu mânie proletară, să spunem așa. Bun, revenind la copilările Oceoșescu, da. într-adevăr, ambii părinți, erau cunoscători de carte. Da, foarte important. Foarte important, important. într-o perioadă, chiar târziu, să putem spune, anii 30, o perioadă în care 78% din populația rurală era analfabetă, iar populația generală, undeva la 50%, în 30 sau 30%, în, în, da, în 30%, că era singurul ce s-a în timpul României Mari. Deci, iată că nu erau chiar, să zicem, la periferia societății, el nu venea din. Acea zonă defavorizată Părinții lui aveau nu. 10 hectare nu. Deci intrau la Chiaburi conform Era un mijlocaș, un mijlocaș Spre Chiaburi, De da, eu... într-adevăr Da, da, aveau uh, Lavinia Beta subliniază foarte bine în film Că ei, uh, ei uh, Nu stăteau rău Nu stăteau rău Ba mai mult decât atât uh, Mai e un lucru, ei știau foarte bine Că banii se fac la București și uh, sora cea mai mare a lui, Niculina, uh, ajunge la București și încropește uh, nu numai o casă, dar și un, uh, și o muncă. Are un soț, își găsește un soț și ea îl primește pe Niculae. La un an după ce ajunge acolo, în 30 ajunge Niculae în, uh, în București. I în 29 și el în 30, ea este, și el, așa da. devine el ucenic la unicismar da. în -un timp, a fost... da. dar ceea ce mi se pare, bun, să spunem că avea 9 frați, 10 frați au fost, 9 au trăit până în perioada maturității, el era al treilea, da. al treilea el copil, al trei. da. el ajunge la doar 11 ani, dar ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant este că nici măcar nu are bani de rată, cum se spune, deci de mașina care îl duce acolo, tot doamna Betea scrie în cartea dânsei, și nu este lăsat să coboare către șofer când ajunge în piața Amzei, unde locuia Niculina, so sora lui, la acel proprietar, la acel patron unde era ucenică, și nici ea nu are bani, se duce la soția patronului să ceară bani, să-i plătească lui Nicolae acest, acest bilet de la Scornicești în București, ei bine, iată că este un, zic eu, că este un moment care poate să-și pună amprenta asupra unui copil, a unei perso personalități unui copil încă normal neformat la 11 ani, să ajungi în metropolă, cum ar veni, în capitală, fără a fi avea sprijinul părinților, deși mai ales mama lui a insistat să plece, dar iată nu l-au susținut financiar, nu l-au susținut deloc în această junglă care era Bucureștiul anilor 30. Da, e viața era grea și pentru mijlocași era grea, nu e... Uh, am citit o scrisoare de a Niculinei care spune uh, da, tată, e ok cu Nicolae, a venit aici, lucrează așa, dar vezi că, uite, noi trebuie să facem totuși nunta aia, eu și cu soțul meu, ca așa, că mi-ai zis că îmi dai bani, că... adică probleme, deci aveau niște probleme ca niște oameni obișnuiți, iar Bucureștiul, nu arăta, Bucureștiul interbelic nu arăta deloc ca pe Facebook acum. Adică majoritatea covârșitoare a oamenilor se zbăteau. Se zbăteau. Da, sunt locuri uh, cam la fel și acum și atunci. Uh, leul din 38, de exemplu, era față de aur. E la fel de, de valoros ca leul din uh, ca 2020. Și ca dolar atunci. Nu, era o paritate, zic ca da? leul. Leu. Da. Efectiv, leul uh, 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 tot 200 și ceva de mii de lei trebuie să dai pe un kilogram de aur și în 38 și în 2022. Mm. E interesant, adică poți să compari. Însă lucrurile costau altfel, adică un bec atunci l-am căutat în Doftana. Un bec era 40 de lei, era foarte scump. Un bec electric tot ce era mai tehnică nouă așa costa foarte mult. Mâncarea a ceva mai puțin. Ei se zbăteau, viața era destul de... Uh, era grea, aveau toate problemele care le-au le oamenii obișnuiți. Însă vine momentul din 1933 în care două ateliere, probabil aparținând aceluiași patron, se ceartă între ele. Două ateliere de cizmărie. Uh, un atelier de la periferie și un atelier din centru, de la Calea Victoriei. Atelierul de la periferie vine cu toți ucenicii la atelierul din Calea Victoriei, se ceartă pe bani, pe salarii, și cineva pune mâna pe o cărămidă și se sparge vitrina atelierului din Piața Victoriei. Toți sunt arestați, este arestată și cărămida, dusă la poliție. Se constată ce s-a întâmplat, și după ce apele se liniștesc, își dau seama că uh, copilul numit Nicolae Ceaușescu este minor și dau drumul. E prima În... lui arestare, reținere. E prima lui arestare. Și prima lui fotografie, care uh, uh, este cu no fotografie de deținut, de fapt era arestat, de arestat copil. Uh, din 1933, uh, noiembrie, parcă 10 noiembrie, uh, în care el este arestat pentru că a avut loc o distrugere, destul de haioasă distrugerea asta, că au dus și cărămida la poliție, așa, uh, și uh, uh, el este etichetat ca fiind comunist din momentul acela pentru că unul din uh, grupul atelierului de cizmărie care a venit uh, din periferie în centru, era un cunoscut comunist. Și gata, abuz, scăpă vremea aia. Și din acel moment, pentru că cineva a scris cu mâna comunist pe fișa de arestare și de eliberare, că e aceeași, așa, uh, a lui Nicolae Ceaușescu din 1933, i-a marcat destinul. Dacă nu scria că e comunist. El nu avea legături deja cu, uh, cu cei care erau, să zicem, comuniști? La 15 ani. Ce 15 legături la 15 ani? Nu, serios. nu. Un copil de 15 ani nu poate fi acuzat de ideologie. Nu, dar zic, poate avea în jurul lui, uh, ce, în cercul lui avea comuniști. Cu siguranță, păi da. Uh, nu el șef, personal. Uh, șeful adjunct sau șeful total, că nu, nu e clar din documente, al atelierului de cizmărie de la periferie era un cunoscut comunist. Mm. Adică, da, într-adevăr, era... Da, tu ești copil, hai să ne imaginăm situația. Ai 15 ani, trebuie să lucrezi că te-a trimis mai ta la București, dai cu ciocanul în cuie, nu știu ce, mai lipește acolo niște cizme și la auzi pe unul care îți vorbește de Stalin, de Lenin, de așa. Putea să-ți vorbească de orice. Ce, de, devin copiii la 15 ani muncind într-un atelier cineaști dacă le vorbești de Griffiths, așa? Devin istorici dacă le spui de Nicolae Iorga, Nu neapărat. Nu, nu, sigur că da. Păi adică, Dar ași. era expus, era într-un mediu, era într-un într cerc, să da. spunem, comunității. Trebuie să mai spunem că atunci Partidul Comunist din România, cum se numea el oficial, era interzis, era în ilegalitate. Da. Deci aceștia erau niște ilegaliști, erai cumva vânat de poliție, practic erai într-un într cerc rău famat, cum am spune astăzi. Corect. Trebuie să, trebuie să subliniez un lucru pe care nostalgicii perioadei interbelice îl trec cu vederea. O să încep totuși cu 1989. În dimineața zilei din, din 22 decembrie 1989, Ceaușescu decretează stare de necesitate pe întreg teritoriul României. Așa era. Era o stare de necesitate. Ei bine, aproape pe întreaga durată a interbelicului, deci din 1919 până în 1919, 41, când intrăm în război, România a fost într-o stare de necesitate. A fost stare de asediu, se numea pe vremea aia. Deci, precum uh, societatea română era în 22 decembrie 89, din punct de vedere politic, adică n-aveai voie să te întrunești, uh, totul era, uh, era stare de necesitate, tot interbedicul a fost așa. Ori lumea zice, nu, era frumos, domnule, era democrație, puteai să faci ceva, să îmbrăca oameni.” pe naiba! ca să... Se îmbrăcau cei care aveau posibilitatea, cei care steau în centru da. Bucureștiului, pentru că Bucureștiul arăta ca un, ca un oraș european în zona centrală. Ce vedem acum? Centru vechi, Tre Calea exact, Victoriei... Exact. Da. Trei străzi pe Calea Victoriei. O luai de la capăt așa și erai într-o zonă de chic. Mm -hmm. Dar atât. Hai în ferentari în 1930. De ce nu sunt poze de acolo? Pentru că în Noroi nu mergea nimeni cu aparatul de fotografie. Mm -hmm. Și tot așa. Um... Deci, din punct de vedere politic, interbelicul ăsta a fost un dezastru. Erau, nu mai vorbim că partidul legionar a fost în legionari, erau într-un partid, după aia s-a transformat din gardă de fier în totul pentru țară. Erau tot felul de idei care mai de care, comuniștii la fel, vreau să inițial comuniștii voiau să desfințeze România. Desfințeze România. Cum adică? Internațională, socialistă și nu știu ce. Ei, în haosul deci, asta... practic, erai, erai făceai parte, fiind comunist, dintr-un partid care vrea dezmembrarea României mari. Adică, no, no, no. da, și aveau un număr foarte mic de foarte un număr limitat mic de membri, mulți dintre ei, dar erau și români, trebuie spus că erau și români, dar mulți dintre ei erau de orice altă origine. Fie că erau evrei, fie că erau sovietici, fie că erau unguri, da. deci aveau cu tot bulgari. Chiar în acea, în acea perioadă, președintele, șeful Partidului Comunist de România, au fost mulți care erau bulgari, erau ucrainieni. Deci nu da. neapărat român. Da. Partidul Comunist din România în acea perioadă era similar cu Hamasul de astăzi. Adică niște ultra-revoluționari care vreau să, cu orice preț, să egalizeze oamenii între ei. Și s-a văzut prețul la care, pe care ar trebui să-l plătească umanitatea pentru așa ceva. Să revenim la tovarșul. Așa. Tovarășul este arestat o dată în 33. Prima dată când îi se face celebra poză copilul arestat. În 34 este arestat de mai multe ori, de 5 ori. În 35 față ceva și nu mai arestat deloc. În 36 este arestat pentru ultima dată și încarcerat. Eu am încercat să fac lumină în toată această perioadă în care Uh, nimeni nu s-a preocupat foarte tare Să vadă uh, Ce i s-a întâmplat Pentru că Lucrurile de la început te marchează Adică uh, Faptul că ești odată arestat A doua oară a arestat A treia oară Te împing oarecum în prăpastie de, Te împing într-o uh, uh, Într-o direcție uh, Știm foarte bine Că de exemplu În, uh, în Lumea obișnuită, când un tânăr, un adolescent este arestat pentru ceva, este arestat și a doua oară, și a treia oară. Și dacă îi se spune comunistul de la început, el chiar crede că e comunist. Este foarte posibil ca. Că... Ceaușescu să nu fie avut nicio legătură cu comuniștii, să se tot zică în jurul lui și să fie bătut, să fi fost bătut pentru că era chipurile comuniști și el a zis, -mă, dacă m-aș fi bătut, mă fac comunist. E foarte posibil. Mai ales că nu știu. el să zicem trăia Cumva, în prima, prima parte a șederii lui în București, în centru, pentru că atelierul era pe calea Victoriei sau în zona Amzei, depinde... Cel atacat. El întâi nu era la cel din Victoriei. Da, el a ajuns da. întâi în Amzei, unde stătea Niculina, da, da. Da, da. după care a fost mutat. E, și atunci, văzând poate, probabil diferența dintre lumea aceea de pe calea victoriei și traiul lui și al celor din jurul lui, pentru că chiar dacă el să zicem că era un fel de fruntaș la stat, totuși în București hmm. am văzut era pătura cea mai de jos a societății, putem spune, chiar dacă avea o meserie, adică practic el devenind de fapt, el nu știu cred că a devenit cizmar vreodată, practic, calificare. Am găsit. El a fost totuși ucenic, pentru că am... S-a apucat de revoluția apucat comunistă. de revoluția comunistă și nu... Deci acel cizmar, el nu a avut... Practic, o, o calificare propriu-zisă, și nu se cunoaște să fi făcut vreodată, să fi, dat vreo să fi eliberat vreo comandă de mâna lui de încălțăminte. Da, e foarte greu. Da. Ar fi minunat să putem asta. Eu sunt un șoarece de arhivă și mă duc până la, până la ultima chitanță să văd ce scrie pe ea. Și eu am citit foarte atent dosarul, lui care, iată, s-a păstrat. Dosarul lui făcut de organele represive ale, ale lui siguranței. Carul al Doilea ale siguranței și acolo în fișa lui de arestare m-am uitat atent și scrie ce avea în buzunar e fabulos, avea 10 lei un pieptene, și o, o glinjoară un copil de 15 mm -hmm. ani da e dacă e o victimă, dacă a fost o victimă dacă a fost bătut până când a fost să se decidă mm. OK, că după aia a mers și ce a făcut, ajunge și acolo, nicio problemă. Da, bătăile, ce am văzut eu, bătaia care prima bătaia lui documentată este de la Doftana, adică până atunci nu am văzut să fi fost, nu știm, nu cer știm. nu știm cum să știm, aș vrea să știm. Aș vrea mm -hmm. să știu fiecare bătaie făcută de securitate. Aș vrea mm -hmm. să știu fiecare bătaie făcută de siguranță. Mm -hmm. îmi, îmi doresc din tot sufletul, să existe poze cu orice, pentru că în momentul ăla putem să spunem. oameni ca mine care stau să caut în arhive, pun piesele Dar vor, de, de comunist. El are și un uh, nume conspirativ, cum aveau toți. Bine, numele lui conspirativ, am văzut că găsit este Nicu, deci nu avea o foarte mare să spunem uh, creativitate. Uh, totuși când i s-a dat acest nume conspirativ? Că atunci putem să vedem când a intrat el în contact. Știm chestia asta? Nu. Nu, nu știm. Nu știm. Nu știm. Nu. Uh... Da, asta numele conspirativ. Uh, hai, să, hai să vorbim de lucrurile care sunt uh, absolut uh, adevărate, 100%. Asta cu, cum era el numit așa. Uh, hai să spun, să spunem, da. adică să vorbim numai despre lucrurile care sunt 100% adevărate. Păi, da, asta da, da întrebat. Da, dacă dacă da. există vreo în arhivă, ai găsit ceva în genul acesta. No, ai găsit. Deci no, no, nu, -am nu ai găsit. Nu. No, no. no. Uh -huh. uh, am găsit, de exemplu, asta pot să spun, da. la fiecare arestare de-a lui am găsit ce aveam în buzunar. Da. Ceea ce mi se pare fabulos, pentru că pe măsură ce este arestat, cresc număr cresc banii din buzunar. Deci dacă în 33 avea numai 10 lei, uh, în, în ultima dată când a fost arestat în 34, uh, aia din 36 nu mai știu, dar în 34 avea aproape 1000 de lei în buzunar. Opa, cum faci așa? Iată, există finanțe. Nu? Da. Interesant. Da. De undeva era finanțat. A început să aibă cravată? La gât? Mm. O spunea, se scria în hârtie. Lucrurile astea sunt fabuloase. De aici trebuie, trebui. Deci, de la firul ierbii. De aici se construiește adevărul. Tâne, asta e situația. Ce știm? Asta știm. Restul e poveste. Da. el a fost din ce în ce mai mult implicat, începând cu 33-34, în această, să zicem, conspirație comunistă. Hai va. să spun o arestare, să-ți povestesc o arestare din 34, că e fabuloasă. N-a putut să intre în film, că avem, avem material pentru 20 de ore. Cel puțin eu am, am găsit pentru 20... În fiecare săptămână era o, o, o plăcere, John mă chema și zice, ce ai găsit? Ce mi găsit? Păi uite asta, a, fabulos! Și aveam povești, eram moș Crăciun, veneam cu povești din arhive. Uite, poze, în 34, Partidul Comunist din România închiriază o sală, o sală de. nu mai știu ce era, o sală, să aibă o conferință, să vorbească ei așa, și depășesc o ora de care au plătit-o. Și vine șeful, adică patronul sălii, și băi, afară, și la care nu, stai că n-am terminat. Păi nu că bani, că nu nimic Și se închidă înăuntru Omul ăla, normal că dă telefon la poliție Sau cheamă poliția Vine poliția N-am terminat, mai avem ceva de vorbit Ieșiți afară Și în timp ce unii încercau să deschidă ușa închisă Și alții să o țină S-au spart geamurile de la uși I-au pe toți Ce e asta? E o nerozie. E o nerozie. Da, câți erau de curiozitate? Erau păi, mulți? Vor 15. Ah, deci nu erau. Bun. 15 comuniști. Eu da. știu, poate erau mai mulți. Da, chiar. Câți erau? Uite, că nu știu. Foarte bună întrebare. Pe listă sunt mai 15. Pe listă sunt mai 15. Și și Nicolae Ceaușescu, da. Cizmar, acolo. Și asta. <laughs> <laughs> Un copil de da. cât? 16, 16 ani. ani. Opa. E bine să nu se întrunească copiii cu adulți mai mari, da? Bun. Deci, în 34 mai este arestat atunci când ducea niște subscrizii și niște scrisori în favoarea celor la Craiova în favoarea, la celor, la da. Caiova, în favoarea da. celor din procesul Grivița. Iată, începe să fie, începe să fie important. Bă, Niculae, te duci și uh, să duci? Da, sigur, mă duc. Da, el uh, îl apără, uh, Comuniștii încearcă să depună niște liste uh, semnate de muncitori uh, să se oprească uh, procesul. procesul, nu știu ce. Bun, ok, încercare, interesant. Era totuși o democrație, deși eram, încă o dată, în stare de asediu, da? În stare de necesitate. Bun, interesant. Ok. În 35, nu-l mai, uh, nu mai arestează nimeni, dar în 35, în, uh, în jur de Târgoviște, încep să apară manifeste comuniste comunismul, încă o dată, era ca Hamas. Nu e voie. E ca și cum ai răspândi afișe de Hamas în Israel. Cam asta mm -hmm. e echivalența de a răspândi afișe comuniste în, în monarhia lui Carol, în, în regatul României condus de Carol al Doilea. Polițistul mai lat, i s-a păstrat numele, începe să facă anchete. Și să bată și să constrângă. Și cineva zice, bine, o să vină doi de la București cu marfă nouă. Ok, și el așteaptă. Și vine Nicolae Ceaușescu cu un tip numit Viaceslav Tarnoviski. Un tip de origine poloneză, dar născut la. pe Valea Prahovei. Nu mai știu exact. Ok. E scris în cartea doamnei Beta, e așa, e foarte interesant. Ceaușescu îi tot zice, un polonez, un polonez, ca să vadă cât de internațională e treaba. Era întâmplător cu nume polonez. Uh, și uh, îi arestează și îi prinde în flagrant cu ceva în buzunar. Ce avea Nicolae Ceaușescu în buzunar? Uh, cuvântarea lui... Uh, Uh, Dimitrov, cel mai important membru al Partidului Comunist din Bulgaria, care uh, avusese norocul fabulos să fie implicat în incendierea Reichstagului uh, și să scape. Nu i-a interesat, era un străin, nu i-a interesat pe nemți. Dar să fi scăpat din așa ceva era. Uf, e ca și cum ai da mâna cu Elon Musk nu știu, ceva fabulos așa uh, și ăsta avea o cuvântare lungă, Gheorghi Dimitrov uh, care avusese loc la Moscova cu doar șase luni în urmă, opa deci prospătură adică marfă de contrabandă uh, e ca și cum mai aduce din Dubai niște o cărticică așa cu ce vrea Hamas și nu știu ce și să o bagi în Tel Aviv, adică cumplit Așa. Și asta ia pe cet lui Soarta. El a fost arestat un pic înainte să împlinească 18 ani. În ianuarie. Pe 12 ianuarie sau cam așa ceva. Cum e să fii arestat înainte să împlinești 18 ani și să nu mai ieși decât 3 ani mai târziu? Din pușcărie. Mi-am pus tot timpul întrebarea asta. Era clar un risc pe care și-l asumase. Pentru că în da, ultimii trei evident, ani cam asta a făcut Evident, da. dar hai să ne punem Să fim uh, Colombo Și să ne punem în papucii Celui uh, Eroului uh, poveștii Cum e? Păi te înrăiește Dar Eu... mai ales că el ajunge În niște închisori unde erau Majoritatea uh, Comuniștilor de pe teritoriul României Care erau închiși da, da. Adică Vorbim de Doftana, vorbim de Caransebe Și pe urmă, vorbim de lagărul de la Târgu Jiu. De ce tot zic, de ce tot fac comparația asta cu Hamas? Pentru că noi toți detestăm Hamas-ul acum, așa cum Carol al doilea făcea toate eforturile ca comuniștii să fie detestați. Deci e important, tot aduc, fac o comparație ca să putem înțelege. Pentru că noi suntem istorici, noi știm o grămadă de lucruri, dar lumea nu le știe și atunci trebuie să faci o comparație relevantă. Uh, el este arestat în ianuarie 36, judecat abia în mai-iunie 36. Deci, este arestat uh, în Ulmi, lângă Târgoviște, ținut în arest în Ulmi, în Târgoviște și în mai multe secții. Într-adevăr, e un circuit foarte complicat. De ce îl mutau dintr-un loc în altul? Pentru că uh, Carol al Doilea a vrut atunci, sau mă rog, oamenii lui Carol al Doilea au vrut să facă un mare proces al comuniștilor să spună cât de buni sunt ei și cum i-au ras pe toți. Lucru care o să-l vedem identic, unul la unul, când era vorba de ceva împotriva comuniștilor, pe vremea comuniștilor. Deci, Carol al Doilea, spun Carol al Doilea că -i simplific lucrurile Oamenii lui Carol al Doilea, în 1936, uh, were building a case, construiau un mare proces al comunismului. Și ei strâng 21 de teroriști comuniști, așa, comuniști din... Vreo 5-6 locuri care nu se cunoște, nu au nicio legătură, dar erau, erau uh, 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 cum să spun, golanii locali, uh, uh, usual suspects, uh, și fac un mare proces al comunismului la Brașov în care celula din Ulmi este pusă lângă celula din Moreni, lângă celula din Târgujiu și așa. Și își dau uh, repede seama judecătorii că nu au nicio legătură, dar nu contează. Pentru fiecare uh, aveau act de cojocul lor. Și uh, acolo se petrece un, un lucru foarte important. Când intră mai lat, deci lucrurile astea pot să le relatez că au fost scrise în ziar și sunt în documente. Deci eu tot ce -ți spun sunt lucruri care se pot citi în urma mea. Semnătura mea e în dosarul ăla, l-am conspectat, l-am citit, l-am înțeles. Da, da, a fost un, un proces care a fost mediatizat atunci, adică ziarele mari au scris Universul, adevărul despre el. Da, da, iar comuniștii mergeau în siajul lor și au zis, a, ce bine, uite, că cum luptăm. Comuniștilor le-a convenit. Era practic o publicitate la care nu visau. Exact, exact. Deci le convenea pentru că erau martiri iar lui, Carol al doilea, îi convenea perfect pentru că el e uh, șeful, așa, capul de tuti capii și oricine uh, îndrăznește să scoată capul este secerat de sistemul lui infailibil. Bun. Uh, în proces, uh, Ceaușescu și Tarnovischi sunt uh, unul lângă altul. Și vine mai lat, cel care e prinsese. Și începe să spună să depună mărturie. Tarnovischi nu se își dă seama că va fi condamnat și îl înjură pe mai lat. Judecătorii atrage atenția. Dacă nu te potolești, te judec pentru insubordonare și pentru lipsă de respect față de uh, autoritate, față de tribunal. Bineînțeles că Tarnovischi nu mai se gândește, se oprește procesul. Se oprește procesul, judecătorii uh, încep un, un nou proces în mijlocul procesului, în care rapid, în două ore, îl condamnă pe Tarnovischi la 15 zile de închisoare și imposibilitatea de a se mai uh, apăra în procesul în curs. Îl iau și îl trimit în închisoare. Începe Ceaușescu să facă scandal și îi spune judecătorul, dacă nu te potolești, fac la fel. Și la care Ceaușescu zice și este menționat peste tot în foarte multe documente și e foarte important, e primul citat 100% adevărat din Ceaușescu zice și atunci ne solid atu în acest caz ne, solidar ne solidarizăm toți cu Tarnovischi și începe să-i ridice pe toți și luat lumea țipă. Bun, se oprește din nou procesul marele proces al celor 21 de comuniști Uh, și Ceaușescu este judecat și pentru că era al doilea și făcuse scandal după prima așa ia șase luni de închisoare Este trimis imediat în închisoare uh, Și uh, după aia procesul are loc fără el uh, Procesul ăsta pentru că ne aflăm într-o situație de stare de asediu De stare de necesitate care a ținut 20 de ani da, în România, în minunata lume a monahiei, așa, este, este orice, orice judecată se dubla. Infracțiunea a fost făcută într-o localitate în stare de asediu? Normal, toată România era în stare de asediu. Bine, atunci a dublu. Totul se mulțea cu și doi. -a și doi ani. Da. Și deci trebuia, trebuia, să primească un an și să doi. primească un an și a primit doi. Îi au primit șase luni, trei luni și s-a dublat chestia aia, că toată lumea era pe un teritoriu în stare de asediu. Întrebarea asta e în toate procesele care au avut loc în interbelic. Bă, și atunci el să merge la doft, este închis la Brașov o scurtă perioadă, după care uh, merge la Doftana, aici deja îl așteptau. Nu, stai puțin. A fost condamnat la doi ani. Face recurs. Iată, suntem într-o democrație cu băta. Foarte interesantă lumea lui Carol al Doilea. Ă, da, domne, are dreptul la recurs. Ă, și ce faci în timpul recursului? Păi stai în arest. Și asta până în decembrie. Deci el, Ceaușescu, este un om care a stat în arest din ianuarie până în decembrie. În decembrie îi se spune, îți refuză un recurs. Nu vrem, așa. Și ce face cu timpul ăsta? Oh, nu ne interesează. Deci abuz, a stat 11 ani în arest, de ce? Degeaba. Și Termenul lui de 2 ani începe să curgă din decembrie 38, 36 până în decembrie 38. Își dă seama Ceaușescu că e groasă și un avocat îi spune vezi că tu ai două condamnări. Deci ai una de 2 ani și una de 6 luni. Nici ei nu prea știau ce să facă. Au dat... Scapă, mi se pare, de aia de 6 luni. Știi cum? Că face o hârtie în care spune, având în vedere că am fost închis 11 ani în arest, așa, și am două condamnări, vă propun. Am fost 11 ani. Uh, 11 luni. 11 scuze, scuze, așa. Scuze. Așa. Deci, având în vedere că din ianuarie până în decembrie am stat în arest și eu am două condamnări, și am început condamnarea mea de 2 ani, și urma să o fac pe aia de 6 luni după, uh, ce zice să o echivalăm alea 6 luni uh, din mijlocul procesului cu așa. Și pentru că dăduseră judecătorii aceeași condamnare, același număr de, de, proces și era un haos, așa au zis, bine, ok, gata. <laughs> că simplificau foarte mult, adică nu mai trebuiau să facă niște acte noi mm. pentru condamnarea a doua. El este mutat la Doftana, da. dar aici l așteptau, să spunem, cu mele grei partidului, vorbim de de Dej, vorbim da. de chivustoica și de alții. Aici, practic, este școala lui în materie de comunism, pentru că să știți, spunea că Universitatea de la Doftana, pentru că trebuie să înțelegem, ei au stat în, ei au stat în închisori, dar citind și văzând aceste, aceste lucruri, nici nu se compară cu închisorile comuniste, adică închisorile în care au stat țărăniștii, liberarii și toți dușmanii poporului. Pentru că aici ei aveau... O să zicem, un sejur cumva de voie, în sensul în care se puteau ține puteau ține ateliere, chiar la Târgojiu, un lagăr, au făcut ateliere și vindeau, împărțeau banii cu conducerea. în La Doftana existau oameni care țineau, comuniști care țineau lecții de politică, de diplomație, de franceză, deci ei se întruneau. Într-adevăr, au fost câteva lungrele în care s-a făcut și foamea la începutul sosirii lui Ceaușescu acolo, dar după aceea ei se puteau plimba, ieși, deci nu vorbim de, de pitești, de seghe, ceea ce am văzut după aceea, ce am văzut în memoriarea durerii în, ultimii, în următorii ani după 1989. Adică abuzurile, să spunem, sau pe care le-au făcut comuniștii cu Foștii lor adversari politici uh, sunt uh, uh, incomparabile, uh, deci în rău mă refer, față de ceea ce au, și au făcut, să spunem, uh, partidele istorice cu ei în De ce? 2. Pentru că țara era mult mai săracă. Deci trecuse un război peste noi. Da? Deci uh, să ție ne nemâncați, era primul lucru, de da, ce era deci, uh, Dar ei doriceau bine față de cum au dus-o ceilalți, da, în da, 60, da. în 50, în 60. Categoric categorii, dar uh, în anii 50. Să duci un pachet cu mâncare la închisoare era imposibil, că n a nici tu. Despre asta vorbim. Țara era foarte bocată Din punct de vedere al alimentelor, era incredibil de mare producția. Asta pot să spun, soldații nemți au făcut, în timpul războiului, au făcut foarte multe demersuri. Să se mărească cota de mâncare pe care o pot trimite fiecare în Germania. Adică nu numai un kilogram, hai două. Pe lună. <laughs> Cum? Deci. De, adică. Deci țara. Da, era la... o țară care. Era înainte de război, hai că da, era intervalic, da, da, da. lucrurile stau mult mai bine. Dar iar aici la Doftana, iar mă întorc la părinți, nu-l vizitează nimeni, adică că nu vizitează părinții, pardon, nu vizitează doar Niculina o dată, da. i aduce un pachet cu greu așa, adică bă, foarte complicat să ajungă pentru ea acolo, pentru că adică da, erau drumuri, bă, e complicat. da, era foarte complicat. Nu vorbim, nu erau să ajungi cu mașina până la poarta închisorii, nici pomeneală. Da părinții lui nu-l vizitează, dar învață, se spune că în această perioadă el era foarte dornic să absoarbă aceste discursuri și să se îmbibe de doctrină comunistă, Cred că aici, nu mai știu mintea ca aici sau la Târgu Jiu, când se reîntâlnește cu Dej și compania, este și primit formal în partid. Pentru că, practic, închisoare se făceau aceste recrutări după ce erai verificat. Deci, atât, ei aveau timp să discute, să facă verificări asupra comunistului care venea din afară, cine e, ce origine, ce a făcut. Bine, ei verificau în special să nu fie vreun infiltrat al siguranței. Cred că asta era principala lor problemă. Era destul de complicat. Da. Asta cu infiltrarea siguranței era, era o chestie foarte complicată. Da. Deci, uh, uh, legenda urbană spune așa, uh, datorită faptului că el uh, a, a făcut să strălucească pentru o clipă uh, ideologia comunistă în timpul uh, procesului de la Brașov, uh, deci ar fi hotărât să intre el în partid. Uh, nu aveai voie să propui intrări în Partidul Comunist, era legea lor, dacă din închisoare. Deci, în timpul închisorii nu se primea în partid. Însă, Ceaușescu este o excepție. Am căutat, am căutat să aflu cine a mai fost primit în partid în timpul închisorii, în timp ce era arestat, Uh, Arestați sau închis și n-am mai găsit pe altcineva. N-am putut să stau foarte mult în zona asta, că trebuia să merg în altă parte pentru el. Dar uh, el este singurul caz pe care îl cunosc care a primit uh, OK-ul okay să intre în partid. Acum, Partidul Comunist era uh, uh, spart în două părți. Partidul uh, care nu intrase în pușcărie și Partidul care intrase în pușcărie. Se pare uh, că cel din închisori era mai numeros și liderul incontestabil al lor era cel care primise sentința cea mai grea, 12 ani, Gheorghe Gheorghiu Dej. Gheorghe Gheorghiu care și-a ales proiect la deci. Așa, și de acum încolo îi spunem Dej că e foarte scurt. Uh, în afară, uh, partidul avea un conducător numit de la Moscova, că de-aia zicea Partidul Comunist din România, care era Ștefan Foriș. Ștefan Foriș, care a fost la un moment dat arestat și eliberat, în care el a zis că o să-i ajute pe, pe cei de la siguranță. Nu există nicio dovadă că el ar fi ajutat, dar suspiciunea există. Ște Ștefan Foriș era foarte secretos și foarte dur. Și era absolut normal din punctul lui Dej de, de, de vedere ca adevărată autoritate în România să fie el. Cei care suferă în fiecare zi în închisori, că nu e deloc simplu câte pachete ai primit de acasă, nu e ok. Adică n-ai pachet pe jos, n-ai apă, n-ai căldură, n-ai haine, n-ai îngrijire medicală, nu se poate. Ești trezit de dimineață, nu e, nu e nicio plăcere să stai în închisoare. Oricât de bine ar fi, să zicem așa. Și uh, lupta surdă între de și Foriș, între comuniștii din închisori și comuniștii din afara închisorilor, era normală. Adică, băi, noi suferim, voi ce faceți? Stați. Erau mult mai numeroși cei din închisori da, decât cei de afară. Da, evident. Bun. La Doftana, el a fost și bătut. Ceaușescu, e prima chestie, prima testare, spun documentară a bătăilor. Aici am întâlnit o, să spunem, o legendă, dar care s-a perpetuat cumva, adică înțeleg că i-au fost reproșate și în anii următori, după anii 50, să spunem, că într un moment în care nu se primea de mâncare, era o problemă cu aprovizionarea sau uh, era un regim mai dur la început la Doftana, uh, el a furat din hrana unui coleg de celulă care era mai învârtă și bolnav. Uh, această hrană era dată, era o porție care de la fiecare se lua câte puțin și dădea lui pentru că era mai bolnav. Ei, el a mâncat, a fost prins, se spune că a fost bătut uh, chiar de colegii lui, uh, evident uh, de partid. Și iar o altă legendă atașată acestea este că de acolo i-ar fi venit lui Bâlbâiala, ce celebră să-i spunem, de, de, de mai târzi, de, chiar din momentul respectiv, din momentul în care a ieșit s-a observat că el era bâlbâiș și a început să țină discursuri. Aceste două lucruri sunt documentate, adică există sau sunt doar... Doar legende. Nu, nu sunt documentat. Întotdeauna când vei vorbi cu mine, eu sunt adeptul istoriei directe. Am documente, spun. Nu am documente. Deci, mă nu, e, abțin. nu există. Nu. Sunt doar niște legende. Deci, tot nu am găsit nicio descriere a comportamentului deținuților făcute de organele puterii. Am găsit urme ale acestor rapoarte care încă nu au fost date în cercetare. Uh, trebuie să știi că legea arhivelor prevede niște uh, ani de păstrare a documentelor uh, de către organele unui stat. Uh, uh, în primul rând, toate, așa, uh, care. Uh, uh, trebuie respectate. Uh, uh, îți spun cel mai strict um, uh, cel mai strict uh, document. Uh, documentele medicale. Legea arhivelor spune așa. 100 de ani de la crearea unui document medical, acesta nu poate fi dat publicului. Trebuie să fie păstrat de către organul emitent, Timp de 100 de ani, iar după aceea trebuie pregătit pentru o arhivă și predat. La documente ce țin de crime, deci documente juridice care țin de crime, 90 de ani, interzis a fi citite. Dacă la documentele medicale, hai să zicem că înțeleg deși 100 de ani e enorm, adică nu-așa. Astea cu 90 de ani la crime, 70 de ani la, uh, la anumite procese, uh, nu, prea, nu prea ne ajută. Deci încă uh. nu, sunt, uh, nu sunt în consultare, nu sunt nu. disponibile. Exact. Sunt secretizate, ca să înțelegem. Da. Deci ele, conform legii, au cam trecut 70 de ani, da? din anii 30-40. Numai că de, uh, instituția de stat care le-a creat trebuie să le pregătească pentru a fi date în cercetare. Ele nu sunt pregătite. Ele nu mai sunt secrete. Așa că nu te poți duce la arhive. Trebuie să te duci la direcția închisorii, trebuie să te duci la direcția pașapoarte, trebuie să te duci la direcția uh, jandarmeriei și să, uh, să faci o cerere specială. Știți, există niște documente pe care dumneavoastră nu le-ați pregătit pentru arhive. Dar noi am vrea să le vedem. Primești da sau nu? suntem așa, într-o zonă gri. Eu am găsit documente, eu am găsit mențiuni, raport secret despre ce au discutat deținuții trimis la Direcția Penitenciară București, care nu a fost predată arhivelor spre studiu. Se află la Direcția Penitenciarilor București. Trebuie să mă duc acolo. E o mină de aur, evident. Dar Direcția penitenciarelor nu mai de mine nu are, nu mai de istorie nu are timp să facă. Stai, domne ce vrei? Lasă-mă cu. Uh, o să mă duc, o să rog, o să spun la un moment dat, fac voluntariat. Hai să vedem ce a fost cu doftana. Deci, Documente despre ce s-a întâmplat cu deținuții la în Doftana. celulă nu, nu există, avem. decât accidental, să zicem, aș putea. Din Eu am căutat foarte mult anul 38, deci Ceaușescu stă în decembrie 36 până în decembrie 38, stă 2 ani la Doftana. Mm -hmm. Să să mai spun încă o chestie pe care am. Da, de rog, rog. Tot despre Doftana, dar de asta da. să, până, în, până când iese, de, până când pleacă de acolo. Tot o legendă circulă și, mă rog, e bine să, să o spun pentru că am văzut-o în, în, multe cărți, chiar dacă, cum spui tu, probabil că nu este încă documentată, că ar fi, Ceaușescu ar fi întreținut raporturi homosexuale cu un alt, un alt deținut, Șmil Marcović se numea, despre care despre acest deținut se spune că era cunoscut și că întreținea și cu alții, deci la el e dată ca sigură, la Ceaușescu nu se știe, ea a fost anchetat și de la cea, a fost anchetat, iar în comisia de anchetă a lor, încă o dată a comuniștilor, a făcut parte și Chivu Stoica, care s-a sinucis mai târziu, mult mai târziu, până anii 70, 76, dacă nu mă înșel, iar una dintre variantele a fost, a variante atunci, Populare care au circulat a fost faptul că s-a sinucis tocmai pentru că a fost sinucis, mai corect spus, ca să nu mai dezvăluie aceste probleme pe care le-a avut Ceaușescu în închisoare. Și, încă o dată, se mai spune că în momentul anchetei respective, acea anchetă l-a traumatizat pe Ceaușescu și, iată se face legătura cu atașamentul lui la bătrânețe, care probabil că este dat mai mult decât de vârstă și de uh, pierderea uh, capacităților lui uh, intelectuale, atașamentul față de uh, Elena Ceaușescu. Adică de era un depend, de de devenise dependent, tocmai că psihologic freudian au avut această problemă în închisoare. Dar iar, cum spui tu, nu poate fi documentată această poveste, această legendă. Aceste povești fac parte din, din ciclul când istoria o ia pe ulei, sunt tot felul de Aiureli Care nu pot fi verificate Adică da, Vreau să explic După ce a venit Ceaușescu la putere Aceste, aceste aventuri Din ilegalitate au fost cosmetizate în bine Dar adică În favoarea lui Dar iată că au supraviețuit și altele Care sunt în defavoarea lui Adică chiar dacă s-a încercat o propagandă 25-26 de ani totuși în mentalul colectiv au supraviețuit aceste, încă o să spunem, legende, mituri. Sau au fost create. Sau au fost create, acum nu știu că au fost create pe timpul lui sau au fost create înaintea lui. Poate, bă, cu siguranță au fost create pe timpul lui. Întotdeauna... Adică în despre... timp ce era la conducerea țării, mă refer. Da, bineînțeles. Și partidului. Bineînțeles. Întotdeauna a. oamenii zic, hai, ce mai inventăm? Hai să facem un banc. Mm -hmm. Nu, hai să facem o legendă. Și toată lumea are cheful ăsta. Eu mi-am dat seama, Uite, îți, îți, îți fac o mărturie. O mărturisire. Eu, după 15 ani de la Revoluție, Timpul în care rolul meu în Revoluție a fost microscopic, n-am făcut nimic. Dar m-am dus și m-am trăit emoția aia. Am fost și pe, pe 22. Da. Așa. Iată, în ziua când filmăm noi. Se fac Da, chiar. Sunt 34 okay. bon. de ani de atunci, da. Așa. Uh, și după aia m-am mai dus, tata m-a ținut aveam 21 de ani cum să nu mă duc la revoluție, pierd așa ceva bun mă traumatizează anumite lucruri așa și după vreo 15 ani îmi dau seama că eu în zilele revoluției neputând să fac nimic pentru revoluție și dorind din tot sufletul să fac pentru ceva pentru revoluție am mințit am inventat povești. O poveste uh, mi-o aduc aminte. Uh, am o prietenă în America, a strâns bani și arme și sunt mulți români care vor să vină, dar nu îi lasă pe aeroport să vină cu avion. Este o poveste care am spus-o la foarte multă lume. Mi-au -am să aminte cu emoții. Am mințit ca un isteric. Dar trebuia să fac ceva. Tot ce am putut să fac eu pentru cauza revoluției a fost să inventez niște aiureli care dădeau foarte bine. Era dar trebuia să le fac. Mult timp după ce le-am spus, am reprimat aiureala. Asta e cea mai mișto, dar am spus și alte tâmpenii. M-am gândit, Băi eu de ce am făcut asta? De Dumnezeule, adică sunt... Cum am putut eu să fiu așa, că nu sunt așa? Revoluția, ca să zic așa, a scos din mine o aiureală pe care am reprimat-o 10-15 ani așa și după aia a trebuit să îmi fac mărturisiri. Și zic mă, așa e firea umană. Deci când nu poți să faci ceva, sau așa o firea românilor, și cred că are legătură cu România, când nu poți să faci ceva, spui o poveste. Deci tu mergi pe varianta care ar putea să fie niște legende uh, create de dizidenți, să spunem, de dușmani. viitorul meu pe asta tot, acum, în clipa asta, dacă ar fi un înger să vină, parează. Da, tot. Tot, tot ce nu poate fi verificat e o, e o, dorință a cuiva să aducă un ceva din suflet. Băi, vreau să fac ceva. Vreau să lupt împotriva lui Ceaușescu. Cum pot? A, păi fac o poveste cu el homosexual. Oh, da, da, o să se prindă că nu e așa. Ai, lasă că îl pumpă pe stoi stoica care s-a sinucis, care nu știu ce. Toate sunt fabricații de astea. E isterie. E isterie. E. Care cred că în România este uriaș. Și o eu... Și o plăcere, așa bine, a omului în general da. A românilor, poate în acea perioadă Rare și am da, mințit grea. în Revoluție Fără să-mi dau seama Am spus povești frumoase Despre dorința românilor De a da jos pe Ceaușescu Așa, asta cu iubita mea din America Care vrea, că care... nu aveam nicio iubită în America Înțelegi? Aveam o fostă colegă de liceu, dar nu are nicio legătură Adică nu aveam Nu ne scriam. știi? Dar am construit ceva ca să-mi aduc și eu pâinosul la Revoluție, că nu puteam să nu fac ceva. Evident că am făcut și odată un filtru, cu, am oprit mașini cu niște unii. Și o femeie plângând mi-a zis, bă, dar de ce ne opriți, că e asta la 10 ce tot încercați? Și îmi dau seama, bă, nu trebuie să fac asta. Gata, nu mai facem. Mai. Trebuia să fac ceva. Trebuia să fac ceva. Și de asta mă aduc pe mine și toată povestea asta. Toată lumea simte că trebuie să spună ceva despre Ceaușescu. Înțelegi? Și toată lumea spune ceva. Ba, stai bă, că spun eu cum e cu Ceaușescu. Toată lumea, pentru că dacă ai trăit și n-ai simțit nimica, e nasol. Și atunci toată lumea simte ceva și spune ceva și potrivește lucrurile într-un fel. Și eu vin acum și zic, ceea ce trebuie să facem ca români este să ne curățăm de aceste porniri bune, normale, dar care nu care calcă adevărul în picioare. Deci hai să nu mai mințim nici cât negru sub unghie, mai ales la lucruri de astea istorice. Dom'le, putem să spunem despre ceva despre Ceaușescu? Păi spunem numai dacă avem un document. Într-adevăr, există istorie orale care trebuie luate cu precauțiune și verificate dacă se potrivesc. Și dacă două, trei, patru lucruri duc în același loc oral din, uh, și se potrivesc, atunci da. Dar dacă e unul singur care spune, că era el homosexual și că nu știu ce. Hai mă, pe bune? Depinde cine o lansează, când o lansează și pot să fie mai mulți care zic același lucru, nici dar măcar. sursa e aceeași. Domne, până când nu ai o... Uh, deci spune să până sursa primară. Da, da. da până Dar când e nu ai greu un să verifici astfel de legende, adică... Păi da, dar da. de ce mai vorbim de ele? De, Hai să vorbim despre de, lucruri de. adevărate. De, de, da, dar de... sunt lucruri pe care oamenii le știu, care circulă, și atunci trebuie să le, să le clarificăm. Din punct de vedere al tău, care ai fost în arhive, între da. puținii care ai văzut documentele. Da, reale, asta da. Zic, Și tu, nu vreau să tu, rămânem tu știi cu ele. Câți oameni deschiseseră de dosarul procesului lui din, din 3-6 înaintea mea? Câți? De, trei oameni. Unul primul care semnase probabil era chiar cel care lucrase la arhivă să le facă și atunci el a semnat așa. Doamna Betea și încă o studentă de-a am uitat cum se numește, dar o să-mi aduc aminte, și eu eram al treilea, ca să zic așa, deci după aceste două doamne, și al patrulea după tipul din 69, care probabil a legat dosar Nimeni, Rareș, nu a atins nimeni acel document care este plin de mărturii și de hârtii, scrise holograf de Ceaușescu, scrise despre Ceaușescu, bilete, bilete de Uh, trimiterea lui cu jandarm, uh, bilet de clasa 3 a treia, uh, uh, se mișcă un arestat cu jandarmul de aici până acolo, dați uh, hârtii trimise la scorniciști. Uite, ca să te, -te întreb, uh, că ai tot vorbit de chestia asta, ai spus că ai în acel dosar, ai văzut hârtii scrise holograf de către Ceaușescu. Da. Un alt uh, mit, să spunem, scria greșit sau scria corect? Uh, sc scria foarte urât. Uh, Uh, scria, scria, cu pretin. Lucrul ăsta m-a făcut de două cum ori. De da. Cum vorbea. Și nu numai el, mai scrie cineva pretin. Și zic, mă, ăsta s-ar putea să fie un regionalism. Dă... Și am zis mai merg pe direcția asta, adică văd, uh, hai că poate îl salvăm așa, că poate așa se zicea în niciun caz, barmăna în foc că el nu a fost bătut și a devenit băit așa. Nu, el așa vorbea. Adică avea, avea o problemă, dar nu, nu are nicio legătură. Nu se face din bă bătaie. Bun, în, în 39 deja îl vedem, e, a ieșit, în 39 da. uh, Nu, decembrie 38 iese. În decembrie 38 da, iese, da, și în 39 deja îl vedem că este cu Elena Ceaușie, Elena Petrescu, cum se numea atunci, deci, iubita uh -huh. este iubita lui, de unde iar ne putem da, trage concluzia că a fost singura lui iubită, să spunem, oficială, adică femeie cu da. care a avut o relație lungă până la moarte în cazul ăsta, pentru că era deja avea 21 de ani, nu a putea să aibă foarte multe relații serioase. După trei de pușcărie. și ani de pușcărie, <laughs> n-a avut când. Chiar deci, n-a avut când, da. Deci, Elena Petrescu, cum se numea atunci, este iubita lui mă rog, să spunem că se spunea Leonța lui Briceac, pentru că tatăl ei era uh, mic burghez, e mult spus, era un vindea, uh, avea un, uh, un, magazin de lucruri diverse și vindea și bricege care erau la mod atunci, era o nouă apariție, de aici și porec la, porec la, ei. Iar ea în 39 câștigă concursul, un concurs de regina muncii într-un parc, în parcul veseliei de atunci din, din București. Ce era un, un bâlci, să spunem, o, o chestie de asta muncitorească, țărani, muncitori, oameni din pătura de jos a societății. Mi s-a părut interesant ceea ce spunea doamna Betea în carte, că acel concurs el a câștigat de cea care vindea cele mai multe cărți poștale cu chipul ei, Uh, și acei bani erau o colectă comunistă cumva mascată și ajungeau uh, la membrii de partid la comuniști, dar că cel care i-a dat bani uh, să cumpere cât mai multe cărți poștale ca să o scoată pe Elena uh, Mis a fost unchiul lui, lui, lui Ion Iliescu. Uh, Acum, asta scrie doamna Betea în carte, nu știu, nu pot să spun, n-am văzut documentele, nu pot să spun, dar această legătură peste timp, așa, mi s-a părut foarte interesantă și o chestie pe care nu o știam, nu o văzusem nicăieri. Deci, pentru că și, și tatăl lui, fusese, lui Iliescu, fusese comunist, a murit de, de tânăr așa. și, iată, la rândul lui, unchiul Iliescu, să spunem, era, era și el implicat cumva și l-a ajutat spune pe Ceaușescu în această mică, mică chestie. Da, mi s-a părut foarte interesant și de asta am vrut Hai să să spun istoria directă. Da? da? Mm, acel... Avem un singur document, o informare a SSI-ului, da? Uh, siguranța de pe vremea aceea, care spune că în 39, la un bal uh, al comuniștilor, mascat al comuniștilor, uh, uh, Elena Petrescu urmată de Nicolae Ceaușescu au avut două spiciuri uh, despre traiul uh, greu și despre nevoia um, muncitorilor nevoile muncitorilor și de uh, cât de bine ar fi dacă s-ar uni așa și este menționat că ea a fost aleasă regina balului dar treaba asta cu cumpăratul de tichete nu e scrisă și în niciun caz asta cu Iliescu deci pe un lucru în, uh, adevărat a fost uh, grefată uh, o altă poveste. Deci, e foarte important că acest document e public, nu e nicio. Ăsta a fost văzut de mai multă lume. Uh, dosarele lui Ceaușescu, când m-am uitat în ele, eu am semnat al 25-lea, al 30-lea în, uh, uh, în foaia de observație. Deci ele au fost bine, bine de tot văzute. Dar speech-urile au fost, au fost inute de către cei doi? Da, ei doi au vorbit. Ea mm. a vorbit așa și la ea se menționează că a fost aleasă regina balului. Dar nu se spune cutichete cu tichete cu asta, nu, nu e. Că am căutat, eu mor după, a, după lucrurile care sunt menționate și care a, nu mai dau altă șansă decât una singură. Așa s-au întâmplat lucrurile. De exemplu, cum am descoperit documentul, am confirmat o legendă urbană neclară din detenția din 1940, când a fost, nu, din 1941, când era de la, deja la Jilava, da? pe care o să o spun imediat. Deci, despre Lenuța lui Briceag, eu n-am găsit nimica cu Briceag. Deci mm. nu știu nimic de taică su Așa, am săpat Mult de tot, dar despre ea În dosarele despre ea Că s-a păstrat și de la ea ceva În dosarul de cadre Da, este chiar o biografie scrisă tot de doamna Betea Elena Ceaușescu Da, dar da, n-am fost da, foarte da, departe Poate nu există o menționă, deci eu nu pot să spun Că era Lenuța Briceac Că mm -hmm. i s-a zis Lenuța Lubricea um, um, Dar uh, la el ea este menționată într-adevăr în acest uh, bal din 39. Deci, el este liber din decembrie 38 până în iulie 40, 40. când în iulie 40 a fost pe 29 arestat, uh, pe uh, 30 judecat, se dă sentința pe 2 august și în 4 august 40 este la închisoare. Pe repede înainte. Este, suntem pe finalul. Uh, regalității. Suntem exact în ultima lună de Carol al doilea. Așa. Și lucrurile erau dramatice. Războiul începuse. Uh, Franța căzuse. Uh, nu mai stătea nimeni la discuție. Procesul al doilea nu are un dosar deocamdată. De ce? Pentru că nu au fost prelucrate uh, pentru uh, um, pentru cercetători, dosarele curților militare care se află în arhivele militare. Deci nu au fost prelucrate, adică ele există, nu putem verifica niciun proces care a avut, timp, care a avut loc în timpul războiului, pentru că, că curțile militare, toate alea sunt la arhivele militare și nu există oameni să le prelucreze, să le dea în cercetare. Asta e. Și din lipsă de personal, practic. Din lipsă de personal. Nu e vreo prevedere legală că n-au trecut anumit timp. Lipsa, din, uh, lipsa din, uh, de personal din uh, arhivele românești este critică. cnsas a intrat acum uh, o lună în grevă pentru că nu mai au pleznesc, nu mai au oameni. Toate posturile sunt blocate. Este, este o uh -huh. crimă care se face. Asta da, e. Cu trecutul nostru, cu studierea trecutului uh, țării. Sigur, în, în uh, Jilava, cel mai interesant mi s-a părut faptul că a scăpat de lichidările uh, legionarilor. Da. Bine, a scăpat de lichidările legionarilor pentru că cei legionarii vizeau doar pe foștii lor uh, adversari uh, politici. Adică, ziști tu. Adică partidele, da, pentru că altfel nu-mi explic cum puteau să scape? Adică așa consider că erau totuși încă insinifianți uh, PC, pe CDR-ul la acel, la acel moment. Știi cum au scăpat? Eu acum fac un pariu, că nu am document. Uh, cred că legionarii s-au dus la Jilava uh, cu nu foarte multe gloanțe. Și-au tras ca proștii și nu s-au gândit la eficiență. Deci ei la un moment dat s-au oprit I-au asasinat pe toți din 6 celule și pomă s-au oprit brusc. De ce nu știe nimeni? Eu cred că nu mai aveau glanțe. Și au plecat. Ce să facă? Că nu stai acum să-i om să omori pe oameni unul cu unul cu cuțitul, că e greu. Deci, ei erau niște derbedei siniștri, niște hamași. Da? Și ăștia, așa, care au terminat glanțe și s-au dus acasă să se ducă în tunelele lor. Deci, pe acest motiv prozaic. Da. Nu s-a. Asta chiar e o șansă mai mare decât ceea ce am presupus eu. Da, este fabulos că eu nu știam absolut nimica despre uh, știa, uh, uh, în, în toată copilăria mea era marcată de vin legionari peste comuniști, pentru că lucrul ăsta uh, s-a perpetuat, eram victime sigur, eram închiși, eram în celulă chiar, ce faci în celulă? Vine unul cu armă și ești în celulă bagă arma pe, pe vizor și trage, așa și uh, uh, lucrul ăsta ce uh, comuniștii în filmele despre povestea lor l-au spus tot timpul. Și insistau, și insistau. Cercetând în arhive, mi-am dat seama că Ceaușescu a fost acolo. Sunt probabil primul cercetător care are documente clare, pentru că nimeni n-a spus. Știi ce se spune rareș despre cea de-a doua parte, cea de-a doua detenție a lui Ceaușescu? În cele mai clare cărți se spune așa... În perioada 40-44, Ceaușescu a fost deținut în mai multe locuri. La Caransebeș, la Târgu Jiu, la nu știu ce. Nu spune nimeni când, cum, unde. Eu am pus ordine. Deci da, ok, este meritul meu. Eu am pus ordine. I-am dat lui John Florescu exact la zi unde a fost fiecare. Deci, în 4 august 40 tovarșul Nicolae Ceaușescu intră la Jilava. Da? Stă la Jilava până în 12 februarie, februarie 42, când este transferat la Caransebeș. În Caransebeș stă până la 4 august 43, pentru că a fost condamnat la 3 ani în închisoare, exact la punct. Și este trimis înapoi la Văcărești, că la Văcărești se trimiteau oia să fie toți cei care își, 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 își terminaseră stagiu în închisoare să fie eliberat, că el se să declare să Așa, dar m-am uitat în monitor oficial și vine o lege. Pentru recidiviști se recomandă să mai stea un an la, în lagăr de muncă. Se ia decretul și să-și Nicolae Ceaușescu, în loc să fie eliberat pe 4 august 43, este trimis la Târgu Jiu, unde servește până în 4 august 44, un an, cum scrie la lege, și pe 4 august 44 este eliberat. Nu cum spune el la presiunea Partidului Comunist. Nu! S-a terminat în 4 august 44, a fost eliberat. Poftiți afară. Gata. Da, și aici am văzut, deci după Târgu Jiu, cel puțin există trei variante, unul că a fugit și a stat ascuns pentru o tur la unei biserici dintr-un stat, altul că ar fi scăpat cu Grigore Preoteasa, colegul lui, mituind un jandarm, un cineva care îl păzea acolo, sau a treia care este susținută de copiii lui Preoteasa, spune că ar fi ieșit, cum ar veni, viitoarea soacra lui preoteasa uh, s-ar fi dus și l-ar fi luat cu o căruță, că asta avea un normal, cu o căruță și uh, atunci uh, pentru că el avea un mijloc de locomoție, l-au luat și pe Ceaușescu în căruța respectivă și așa au ieșit, uh, au ieșit în de închisoare. Deci probabil că varianta a treia este, care nu implică niciun fel de evadare ca în filmele americane, este cea uh. reală. Adică el a plecat cu căruța de la Târgușiu și a ajuns mai nu. mult decât a atât, casă, final. deci în foaia de carceră care a fost publicată și copiată în multe exemplare de către uh, Institutul de uh, Cercetări, ISP, ăsta, uh, uh, Istoria Partidului Comunist Român. Așa, uh, uh, deci foaia de carceră a lui din scrie clar, 40 -43 mai 4 august 44 august 43 a fost trimis în Târgu Jiu, Târgu Jiu nu era închisoare, era lagăr am, am, verificat uh, hârtiile din Târgu Jiu. în Târgu Jiu, el învață încet, încet cum să facă cerere, să plece de dimineața până seara în oraș, să lucreze la tâmplărie, la nu știu ce. Sunt ieșiri de ale lui uh, de dimineața împreună cu tovarșul Gheorghe Gheorghiu, mm -hmm și cu încă unul care era în ierarhie așa. Și se duceau frumos, lucrau probabil, adică aproape sigur, poza aia cu tâmplăria când se vede el Ceaușescu la Târgu Jiu este luată în oraș. Că deținuții aveau voie să iasă. Da. El n-a avut nicio clipă șansa, adică nu, nu s-a gândit o clipă să-i sau nu știu ce. Singurul care s-a gândit că trebuie să-i că așa dă bine a fost Dej. deja a fost a evadat puțin înainte, dar după ce aușesc. După ce da, după ce Tot Ceaușescu, în august. Tot în august. Deci ce a văzut Dej? A văzut că se să pornaia, că pleacă toți de acolo și opa, stai că și venea armata ce roșie. Face șeful? Oricum venea armata roșie în București. Nu cred că știa lucrul ăsta, dar e important. Eu înțeleg că ei erau foarte la curent pentru că aveau radio, inclusiv la Doftana ei aveau radio. Și erau la curent cu știrile și inclusiv gardienii se purtau mai frumos cu ei după Stalingrad, când și-au dat seama că totul s-a schimbat și cu cât se apropia Armata Roșie așa mai de București sau de România, se purtau mai frumos cu ei. Pentru că la un moment dat ei Armata Roșie, în 30 august, la Bariera la Da, dar nu cred Nu cred că... Nu am date. Uh -huh. Deci, iar, încă o dată, nu am date exacte că ei știau și ascultau la radio și nu știu ce. Poveștile lor despre ce făceam noi și așa, care mai uh -huh. sunt, trebuie luate cu precauție. De asta, întotdeauna când cineva îți povestește, băi, am intrat eu într-o cameră secretă și s-a discutat următoarea chestie. Hmm, ok, e foarte bine că spui lucrul ăsta. Dar o iau cu rezervă. Adică, orice mărturie a cuiva care nu poate fi verificată, într-o istorie absolută trebuie luată cu rezervă. Adică, bun, e foarte bine că tu ai spus lucrul ăsta. Îl ținem. E un document. Dar el nu înseamnă că e adevărat. Corect, corect. Adevărat este numai tot ce a făcut jandarmul, a pus pilă și așa. De exemplu, un adevăr foarte frumos care a intrat în film. la un moment dat, în Jilava, toți comuniștii vreau cărți de germană și de franceză. Și ăștia au intrat în panică. Dumnezeu, se cer așa, ce facem? Păi verificați fiecare pagină din cărți, poate e ceva ascuns acolo. Au văzut că nu e așa și le-au dat. Dumnezeu, ăștia vor în continuare. Dați-le. După aia vine, nu le mai dați. Nu știau ce, cumva, dar este absolut evident că uh, ei voiau să uh, învețe. Și am mai, am mai descoperit peste arc, peste timp, am descoperit un lucru foarte interesant. Am văzut un uh, material brut al uh, lui Ceaușescu dând un interviu uh, unor francezi în 1970. Trebuia să meargă la Pompidou și au venit ăștia să facă un material. Ceaușescu răspundea în română imediat după ce îi se punea o întrebare în francez. Dacă înțelegea franceza. Înțelegea franceza. M-am uitat de nu știu câte ori. Și toată lumea a zis, băi, da, eu te, nu m-am gândit la asta. Trebuie să fii foarte atent, să te uiți. Și la un moment dat Ceaușescu zice, n-am spus asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că a priceput. Zice, propun să nu mai răspund la întrebarea asta pentru că nu a fost spus așa cum am hotărât noi înainte. Opa! Deci el știa nuanțe. Extraordinar! Deci lucrul ăsta trebuie trebui spus. Păi, omul știa franceză. De unde? Din Doftana? Din Gilava, Din Caransebeș? Poate știa. În fond, el până la vârsta de 27 de ani, nu, 26 de ani, până la 26 de ani, a stat bătuți pe muchie șapte ani în închisori și în pușcărie. Hai să luăm un tânăr de 27, 26 de ani care a stat șapte ani în pușcărie cum arată profilul unui român care, din toate timpurile, care a stat șapte ani în închisoare din 26. Da, dar totuși trebuie să ne să înțelegem pentru că el nu stătea fiind un infractor de drept comun, el stătea într-un caz, într-un context istoric aparte. Adică noi vorbim... Cu atât mai mult. Da, el stătea acolo cu colegii lui, și, asta, și cum spuneam și mai devreme, citisem, într-adevăr, ei acolo făceau activități, învățau, fiecare, pentru că erau, erau arestați și profesori de franceză, și profesori de română, și diplomați, diplomați, mult spus, dar oameni care cunoșteau, adică aveau o meserie, de unde învățau, pentru că el în Târgojiu a fost șeful atelierului de vopsitorie, am găsit. Adică vopseau obiectele pe care ceilalți comuniști din alte, celelalte atelier le făceau, le vindeau în oraș, Exact cum spuneai și tu, le vindea un oraș și atunci banii uh, îi făceau cumva 50-50 între ei și administrația penitenciarilor. Hai să spun un amănunt foarte interesant, în Gilava. Deci am stat un an de zile, din când în când mergeam, e foarte greu să te duci la pitești ca bucureștean să vezi uh, documente de arhivă în Arhiva Militar. Dar merita, pentru că mi-am dat seama că în fondul. Închisoarea militară Jilava, care nu există în arhivele civile, pot să găsesc ceva despre Ceaușescu și am găsit o grămadă de lucru și am meritat efort. Am descoperit o, o treabă care nu avea legătură directă cu comuniștii, dar avea treabă cu legătura din închisoare. Deci, se duce la infirmerie un legionar, așa, că a fost bătut de colegii lui, legionar. Cum? Așa. Și se spune, se explică tărășenia și jandarmii spun, păi s-a dus din celula lui la o discuție în altă celulă în care ăia l-au acuzat că e unul din ciripitori și l-au bătut și după aia s-a dus, s-a ascuns în celula lui. Cum? Cum? Și în clipa aia mi-am dat seama că celulele cu deținuți aveau ușa deschisă grupate probabil câteva și după aia o ușe într-adevăr închisă, că n ești în, în, într-o închisoare. Dar că tovară și se mai duceau, ia să vedem mă, camera cealaltă, cum fac, ce mai fac. Și am descoperit cu uimire că șase celule erau ă, conectate între ele, adică ușa era deschisă și se puteau duce dintr-o parte în alta. Hai să jucăm o carte și să mai discutăm. Și s-a dus unde nu trebuia, ăia l-au acuzat și l-au bătut. Păi stai puțin, Asta înseamnă că erau un grup unit, că erau mai mulți. Da, erau mai mulți. Și erau probabil... mai mulți nu aveau un regim a la Monte Cristo de... Da. Deci vreau să sape până ca să ajungă la ceilalți în, Doftana În Doftana, în 38, când am apucat să da. spun, am încercat să dau de un fir. Uh, uh, legionarii cei mai importanți, Zelea Codreanu, uh, cu Nicadori și cu Decenvirii, au fost grupați la Doftana. Pentru șase luni de zile, până când au fost asasinați de către tovarșul Carol al Doilea, um, ei au stat în aceeași închisoare cu toți comuniștii. Erau vreo 20 de legionari în total și vreo 100 și ceva de comuniști. Cât de aproape a stat Corneliu Zelea Codreanu față de Ceaușescu? Am zis că rup istoria în două. Am săpat, n-am găsit dar n-am terminat, e enorm De sunt dosare despre Doftana peste dosare de Doftana noroc că dosarele despre Doftana sunt uh, în arhivele civile, de, deși au fost făcute pe, într-o perioadă de uh, stare de necesitate de stare de asediu, dar sunt uh, așa mai sunt câteva, sunt șase luni de zile în care Zelea Codreanu și Ceaușescu au stat la o distanță de maxim 100 de metri unul de altul Poate au ieșit împreună. După aia, o altă întâlnire absolut mirobolantă. După, până septembrie sau octombrie 40, deci Ceaușescu era foarte proaspăt în Gilava, vine Antonescu în inspecție la Gilava. Și vrea să... Antonescu stătea cu toată lumea de vorbă. Ia să vedem. Unde e? Se uita în coș, parcă era, era militar, așa. Uh, Antonescu și Ceaușescu s-au văzut atunci, pentru că toată lumea a ieșit la raport. Bine, mareșalul să vadă, bă, luase puterea de puțină vreme. Era, eram în statul legionar, da? Uh, cum? Cum a fost? Am căutat, e o întâlnire între uh, o aliniere de planete, zici, poate să iasă ceva? Nu am găsit nimic. După aia l-am căutat în peliculă pe Ceaușescu, în același uh, în aceeași încăpere și filmați cu Mihai. Ar fi putut pentru că Ceaușescu imediat după august 44 intră este uh, primit uh, în 45 în Comitetul Central. Și putea să fie, acolo unde deși dă cu mâna, am Dej dă în mâna cu Mihai întâi. Uh, Ana Paucăr lângă Mihai, uh, Petru Groza lângă Mihai, O oh, da. da, așa. Unde Ceaușescu? Mm. Hai să l vedem. Am săpat, n-am găsit. UFI! Nu știu. Da, dacă e absolut accidental, undeva M am să fac peste tot. Da, el a fost luat, să zicem, mai târziu, în mult, după ce a fost intrat și în Comitetul, în CEC, în Comitetul Central, într-adevăr, ieșind în ilegalitate Partidul Comunist după lovitura de stat din 44. da, el ajunge la un moment dat, dar prin anii 50. Ajunge numărul 2 în partid când devine secretar cu organizatoricul. Adică, când organiza, practic, congresele, făcea. Nu, e, anul, în 50 este numărul 2 la armată. La armată, da. da. Nu, când a, nu, anii 50. -am, a, da, okay. da, da într-adevăr, el devine direct general major. Da. Fără să-i făcut nici măcar o zi de armată. E, lucrul ăsta e foarte frumos. În film se vede, se vede, în sfârșit, ca să zic așa, ăsta e unul din visele mele să îl arăt pe Ceaușescu în toate ipostazele în care are haina de general. Ceaușescu a purtat haina de general de la vârsta, atenție, de la vârsta de. 31 de ani până la vârsta de 35 de ani. De la general major la general locotenent, adică două stele. Da? Este atât de ridicol pentru statul respectiv să aibă un general de 30 și un pic de ani. Fără să... Care n-a făcut armat. Nu contează. Păi n-avea cum să ajungă asta. Exact. Spun. Despre da. asta zic. Normal. Este ridicol. El se întâlnește și în film se vede foarte bine, se întâlnește cu un amiral adevărat. Și ăla se uită la el în Uniunea Sovietică. O era amiral. Avea 60 de ani, 60 ceva de ani. Și întinde o țigară. Și copilul ce să facă? Ia și el o țigară. Se face că fumează. Nu are nicio legătură ce aușesc cu, cu poziția aia. Și are medalii în piept. N-am avut timp n-am avut timp să văd ce stinichelele alea. Cât, după ce că ai uniformă de general mai ai și pieptul cu șapte-opt decorații, când le ai luat era un bun stil comunist Exact. Exact. asta spune despre comunism fiecare uh, poză și film cu Ceaușescu uh, în uniformă de general spune cât de găunos era sistemul, cât de fals era, e fals nu există nici pe cel mai apric front din lume, un general de, 30, de 31 de ani, nu există. Probabil este record, man. Nu cred că există un om îmbrăcat pe bune, în haină de general, în vreo altă armată. Ro da. Armata română poartă această rușine. Și înțeleg că nici măcar, că nu-și dea seama de ridicol situațiile, era chiar încântat să fie general și că era foarte mândru de această... Nu era singur, mai erau câțiva. <laughs> mai erau câțiva, da. Mai erau câțiva. Dar despre el vorbim acum și el a ieșit în față. Voram de faptul că intră în CC și nu mai iese niciodată de acolo. dar mai iese. Culmea, iese... E, da, dar e membru supleant în momentul da, respectiv. exact. Și de ce intră? E foarte interesant. Deci, el are două probleme. Unu. Partidul Comunist îl bagă imediat, zici, wow, o să ia așa, exponențial în sus. Numai că Partidul Comunist alege ca în, la alegerile din 46 să se unească cu Partidul Social Democrat. Așa. Și atunci n-au liste, trebuie să bage în, în, CC, în Comitetul Central și alții. Că na, vin aia cu Partidul Adevărat. Și nu mai e loc pentru Nicolae. Și îl dau afară. Și l-au dat afară. Din Comitetul Central, adică din uh, inelul principal de putere, l-au pus la membru suplent. Și mai are o problemă. Uh, Elena îi naște primul copil. Uh, la sfârșitul lui 47 se naște Valentin. El lipsește, pentru că s-a născut Valentin, de la al doilea Congres PMR. Elenei nu i s-au recunoscut, nu i s-a recunoscut vechimea în partid pentru că doi ani de zile n-a prea fost pe la ședințe și se scrie în dosarul ei. De ce? Pentru că Elena năștea și al doilea copil și săraca dintr-un copil în altul e, e foarte greu. Ei bine, comuniștii erau atât de nebuni că după aceea ea recuperează, da. Um, um, Ceaușescu uh, rămâne o vreme, câțiva ani ca membru uh, supleant, deci în cercul 2 de putere, însă îi se oferă avantaje. Uh, este trecut la, uh, ca adjunct al ministrului de agricultură și începe să se ocupe de asanări. Era foarte important pe vremea aia să câștigi hectare pentru uh, agricultură și după aceea primește un super job, numărul 2 în armată, Sub... Bodnăraș. Bodnăraș, sub auspiciile lui Bodnaraș, unde trebuie să facă două lucruri. Um, o dată trebuie să ajute la înlăturarea celor care intraseră în, în Partidul Comunist Român, dar nu meritau, uh, și uh, doi, să se definitiveze listele cu toți cei care apucaseră să lupte în război împotriva Uniunii Sovietice. Și el în 53 iese din armată Și vine din nou în puterea civilă da, Și după ce ajunge um, Secretar cu organizarea Deci cu organizatorii cum, cum spuneau ei Și de aici încolo practic câștigă putere uh, Permanent Ajungând uh, numărul 2 uh, În spatele lui Dej De facto chiar dacă nu de Iure nu era numărul 2 Dar de facto ajunge numărul 2 uh, numărul uh, Și uh, Chiar cei din Cercul puterii își dau seama că, odată cu trecerea timpului, deja se derobează cumva de activitățile interne ale partidului. Se întâmplă următorul lucru. Muise Stalin în da, martie Stalin. 50... Stai puțin. Am constatat cu stupoare că adevăratul șef al statului român deși aveam rege din 44 până în 47. Dar adevăratul șef al statului român din 44 până în 53 este Iosif Visajonovic Stalin. Dacă consider mental că el e șeful statului român, aproape totul se explică, pentru că chiar dacă regele a existat și a făcut greva regală, a fost înlăturat, după aceea conducerea România este o conducere colectivă în care au o păpușe numită Petru Groza, care era pe acolo așa, că arăta bine, dădea bine. Doctor. Doctor adevărat. Doctor adevărat. Era hai mă, îl ținem. Așa. Dar șeful de facto este Stalin. Tot ce se întâmplă în Uniunea uh, uh, în România. În USSE, no. Așa este copiat în România. Și începe să se explice exterminarea de la canal. Păi așa se făcea în toată Rusia. În toată Uniunea Sovietică. Soviet. Experimentul de la Pitești. E normal. Așa făceau o Îi băteau până când spuneau ce trebuie să spună. Mureau during the process. Asta e. Deci e tot, epurările, epurările aparatului tot, de conducere. Tot ce se întâmplă. Și uite-te. Deci, șeful statului. Ia o, ia o propoziție de lucru. Șeful statului român până în martie 53 este Stalin. Și totul se explică. Toate brutalitățile, toate nenorocirile. Deodată moare Stalin. Opa, e liber la lupta de putere. Păi dar n-are nicio problemă uh, Dej. Pentru că exact înainte să moară, Stalin hotărăște că trebuie să schimbe puterea. Și la Stalin era așa. Împușcați-i pe ea și vedem noi pe cine punem în loc. Și Stalin reușește, înainte să moară, să facă un bine lui Dej nesperat. Îi înlătură pe Ana Paucăr, pe Teohari, pe Vasile Luca, exact, cei mai soliți dintre toți. Așa. Că rămâne Nicolae pe acolo, era tânăr, nu -avea, avea nicio treabă. El, Stalin, a înlăturat garda. Uh, Cominternistă. De... Cominternistă, exact. Că așa știa el să facă. Așa era la, așa scrie în manualul scris de el. Păi după o vreme îi omori, ca să nu se mai știe cine pe cine a omorât. Și îi pui pe alții nicio o problemă. Ei, abia din 53 România începe să fie condusă de români și pune imediat stăpânire pe România, deci care conduce ca un Stalin adevărat, totul, dar în stilul lui. El era destul de vesel. Îl omorise pe Foriș. I-a ieșit. N-am apucat să vorbim de Foriș. Acolo este într-adevăr să vede cât de crud era. Dar el deja avea putere așa și ok. Era un bon viver. Fuma, bea, petrecea. dați ți drumul băieți. Hai, construim. Ce facem? Copiem de la american. Tot. Deci, Lucian, după da. despre România post Stalin, deci România consă de Deș, da. post Stalin și apoi România lui Ceaușescu. îți propun să vorbim într-o altă emisiune. Cu cea mai mare plăcere. Da. Și cu imagini. <laughs> și cu imagini. Da. Și o să spun despre toate imaginile pe care le-am găsit pentru film. Vă mulțumesc mult de tot Mi pentru această plăcere. discuție și mie. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și nu uitați, istoria ne ajută să înțelegem prezentul și să facem alegeri corecte în viitor. Până data viitoare, toate cele bune la revedere și sărbători fericite!